Această seară aș vrea să începem un nou ciclu de studiu care va dura aproximativ 7 săptămâni, după cum mi l-am schițat. Și acest ciclu are ca și scop a răspunde la o întrebare extraordinar de importantă, de pertinentă, o întrebare care încă în Europa de Est și în bisericile Europei de Est nu se pune, dar care în scurt timp se va pune și răspunsul, cum este și în Europa de Vest și în America la ora actuală, din păcate va fi incert. De aceea va trebui ca să fim pregătiți pentru asaltul care vine în mod inevitabil și va veni peste noi și mai ales peste copiii noștri. După prezicerea mea, eu zic că mai avem 10-15 ani pe mult în România, până când lumea pe care o cunoaștem se va întoarce peste dos. Întrebarea, cu siguranță acum v-am captat atenția, întrebarea este aceasta. Ce înseamnă să fii bărbat și ce înseamnă să fii femeie? O întrebare la care, cum ziceam, bisericile din Europa de Est nici măcar nu și-o pun, cu atât mai puțin să dea un răspuns. Răspunsul este asumat, răspunsul este cultural, răspunsul este unul care se crede intuitiv, dar din păcate acest lucru care într-un fel a fost normal de secole a devenit ca să fie un lucru extrem de dificil. Această întrebare s-ar putea pune și s-ar putea da răspuns la ea din diverse perspective și probabil că vom explora anumite perspective. S-ar putea da un răspuns biologic, s-ar putea da un răspuns sociologic, s-ar putea da un răspuns psihologic, ce înseamnă din punct de vedere a psihicul omului, gândirea umană, da? Ce înseamnă a fi femeie sau bărbat din punctul acesta de vedere. Mai nou, se poartă această discuție din punct de vedere legal. Ce înseamnă ca să fii femeie sau bărbat din punct de vedere legal sau ce va însemna într-o lume în care la sex acum ai bărbat, femeie și în curând și în România vom avea altceva, alternativă, altele, cu liniuță, da? Ce va însemna pentru noi din punct de vedere legal să afirmăm o perspectivă biblică a înțelegerea că genurile sunt doar binare. Că Dumnezeu a creat pe om și a creat femeie și bărbat. Bărbat și femeie și nu altceva. În America deja și în alte țări care se cred mai înțelepte decât noi cei înapoiați în Europa de Est, deja este o întrebare legală la care s-a dat un răspuns negativ împotriva unui gen binar. Și anume, acum există o varietate de genuri. Unele dintre ele nici măcar nu sunt catalogate, pentru că nu se știe. Genurile pot fi inventate. Tu poți fi ceea ce tu te simți. Astăzi ești femeie, mâine ești bărbat, poi mâine ești jumi-juma, răz poi mâine ești altceva. Și la un moment dat poți fi orice vrei tu și legal, legile încep să fie scrise în așa fel, încât cei din jurul tău sunt obligați ca să respecte alegerea genului tău, oricare ar fi el. În America, cred, dacă greșesc am să-mi rectific, dar am sursa anotată undeva, a fost un articol despre o școală de copii, vorbim de copii din clasele primare, în care profesorii au fost instruiți și li s-a impus să întrebe pe copii în mod periodic cum vor să li se adreseze. Dacă vor să li se adreseze ca și fată sau dacă vor să li se adreseze ca și băiat. Indiferent dacă copilul este fată sau este băiat biologic vorbind. În America, de exemplu, sunt state în care se cochetează cu legi în care ar fi ilegal și considerat egal cu un asalt fizic dacă tu mi-ai spune să-ți spun fată chiar dacă ești băiat și dacă eu mă adresez ție ca și ceva ce tu nu vrei să fii adresat. Asta s-ar putea considera în America, în curând, în multe locuri, la fel cu un atac fizic. Ca tare, întrebarea ce înseamnă a fi, ce înseamnă să fii bărbat și ce înseamnă să fii femeie, nu este chiar așa de simplă, așa de simplistă cum ni s-ar părea.
Pentru că, din păcate, ne aflăm la o răscruce de drumuri istorică în sfera genului. Dacă înainte era o răscruce binară, acum ne aflăm într-un fel de sens giratoriu a genului. Nu mai știm câte ieșiri sunt din acest sens. Poți fi femeie, poți fi bărbat, poți fi între, poți să te schimbi, poți fi orice îți dorești tu. Din păcate, această problemă a ceea ce înseamnă a fi bărbat și ceea ce înseamnă a fi femeie nu este doar una recentă. Este o problemă istorică, o problemă veche, alterarea planului Dumnezeu despre ceea ce înseamnă să fii bărbat și ceea ce înseamnă să fii femeie a existat dintotdeauna. Nuanțele au fost diferite, genul de atac a fost diferit, poate nu la fel de radical cum este în ziua de astăzi, dar ideea aceasta că s-a deviat și se deviază de la definiția biblică și de la planul lui Dumnezeu, a ceea ce înseamnă să fii un bărbat, a ceea ce înseamnă să fii o femeie, există de la începutul timpului. Există din grădina Edenului. În grădina Edenului Dumnezeu i-a creat bărbat și femeie. L-a creat întâi pe bărbat, apoi pe femeie. Le-a dat responsabilități unul la altul și l-a pus pe bărbat deasupra femeii. Asta ne spune Noul Testament, că bărbatul este capul femeii. Și căderea omenirii în păcat este o răsturnare, un asalt la ordinea lăsată de Dumnezeu, la rolurile, la funcțiile, la valorile lăsate pentru bărbat și pentru femeie. Asta s-a întâmplat. Dumnezeu a lăsat o ordine între bărbat și femeie pe care trebuia să se clădească familia, societatea, lumea aceasta. Și Satana a venit și a atacat acea ordine din prima zi. Și de atunci societățile noastre suferă din cauza că nu răspundem, așa cum răspunde Scriptura, la aceste întrebări. Ce înseamnă să fii bărbat și ce înseamnă să fii femeie? Vreau să propun o metodă pentru a răspunde, să fie clar în ce termen o să discutăm noi, deși vom face poate referire la aceste sfere a biologiei, a științei sau chiar a psihologiei sau sfera legală. Noi, în cele din urmă, vom răspunde la această întrebare din punct de vedere teologic. Pe noi ne interesează ceea ce Dumnezeu are de spus despre această întrebare. Ca atare, metoda noastră este simplă și este de asemenea cu fiecare dată când ne punem întrebări, și anume, sola Scriptura. Vom căuta să vedem ceea ce Biblia are de spus despre această întrebare și vom subordona toate părerile noastre, toate influențele din această lume, tot ceea ce ne spune știința psihologiei, tot ceea ce ne spune Uniunea Europeană, tot ceea ce ne spune știința modernă, vom subordona toate aceste lucruri la ceea ce Dumnezeu a revelat despre planul Său în Sfintele Scripturi. Pentru noi, cel mai important lucru este să înțelegem ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru fiecare dintre noi. Dacă ești bărbat, să știi ceea ce înseamnă să fii un bărbat după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești femeie, să știi ceea ce Dumnezeu a intenționat pentru tine ca și femeie după cuvântul lui Dumnezeu. Este irelevant ce spune un manual de știință care contrazice Scriptura sau ce spune cea mai faimoasă revistă pentru femei din ziua de azi. Nu știu ce este, Vogue sau altceva, da? Irelevant ce spun aceste surse în comparație cu ceea ce are Dumnezeu de spus despre acest subiect. Permiteți-mi să vă fac o schiță foarte rapidă pentru călătoria noastră în acest studiu. În seara aceasta vom avea doar o scurtă introducere. Știu că de fiecare dată spun scurtă și este lungă. Este doar o expresie. Nu vă mai supărați pe mine, da? O introducere în care ne vom uita la ceea ce înseamnă o teologie biblică a genului. Adică ce spune, care sunt categoriile de gândire a Scripturii despre bărbat și despre femeie. După aceea, în a doua lecție, vrem să ne uităm la ceea ce înseamnă să fii bărbat după Scriptură. Adică care sunt rolurile bărbatului după Scriptură și să încercăm să răspundem. Care este esența acestui răspuns de a fi un bărbat după Scriptură. La treia lecție vrem să ne uităm la ceea ce înseamnă să fii o femeie după Scriptură. Da? Țineți cont, răspunsurile nu sunt doar de natură, gen de rol, de activități. Întrebarea este una de natură ontologică, existențială.
ce înseamnă să fii bărbat. Nu să te comporți ca și un bărbat, nu ce ar trebui ca să faci de zi cu zi, doar, este și un aspect din acesta practic, dar ce înseamnă să fii bărbat. Identitatea ta este legată în mod inseparabil de sexul tău, de genul tău. Ești bărbat sau ești femeie? Și Dumnezeu a intenționat, prin alegerea care El a făcut-o când te-a dus în viață și te-a făcut bărbat sau femeie, ca să ai anumite caracteristici, să ai anumite roluri în această viață, în familia ta, în societate și așa mai departe. Și împlinirea, satisfacția ta deplină este atunci când viața ta, gândirea ta, deciziile tale se aliniază cu proiectul lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu. Și cauți ca să gândești despre identitatea ta, despre viața ta, despre familia ta, despre activitățile tale, după planul lui Dumnezeu. Când aliniezi gândirea ta și activitatea ta cu revelația lui Dumnezeu, atunci vei fi cel mai împlinit sau cea mai împlinită. În a patra lecție vrem să vedem ce înseamnă ca să fii bărbat sau femeie în familie, care sunt distincțiile, rolurile distincte, cum ar trebui să interacționeze cei doi. În a cincea lecție, în biserică, ce intenționează Scriptura ca să fie rolul fiecăruia în biserică, dinamicul care trebuie să fie acolo, cum ar trebui să interacționeze. În ziua de astăzi, deja și în România, sunt multiple biserici care au păstorițe. Ca tare, să nu ne mirăm dacă în curând mișcarea aceasta feministă, liberală și așa mai departe va pătrunde din ce în ce mai puternic și în biserici. Da? Oamenii nu înțeleg, nici măcar în biserici, care este planul lui Dumnezeu pentru bărbați și pentru femei, în biserică, în familie și așa mai departe. În a șasea seară, șasea lecție, ne vom uita la ceea ce înseamnă să fii bărbat sau femeie în societate. Există distincții care Biblia le are inclusiv în societate. De comportament, de atitudine, de perspectivă și așa mai departe. Biblia are un traseu pentru fiecare dintre noi, gata, marcat și din punctul acesta de vedere. Cele mai multe femei, din păcate, și cei mai mulți bărbați, din păcate, au importat categoriile lumii despre ceea ce înseamnă să fii un bărbat sau o femeie în societate. Femeile în ziua de astăzi au mușcat în minciuna lumii despre ceea ce înseamnă să fie împlinite în societate. Să aibă un anumit status, să aibă un anumit serviciu, o anumită carieră, tot un detriment față de planul lui Dumnezeu pentru împlinirea lor. De aceea natalitatea, de exemplu, în România este drastic scăzută. De aceea femeile din România se duc să lucreze în tot felul de domenii în străinătate și își lasă copiii acasă ca ei să câștige anumite fonduri ca să-și construiască casă, să-și cumpere mașini și așa mai departe. Da? Este absolut îngrozitor felul în care societățile noastre au spălat pe creier femei și bărbați, încât au distrus total conceptele biblice care un bărbat și o femeie ar trebui ca să aibă despre rolul lor în societate, în biserică și în familie. Și în concluzie, în cea de-a șaptea lecție, vom încerca să privim la diverse obiecții și atacuri asupra poziției biblice și, evident, să încercăm să venim cu răspunsuri din Scriptură la aceste atacuri. Nu există absolut nimic nou sub soare. Mișcarea LGBT n-a inventat absolut nimic nou. Nu sunt inventiv, nu sunt creativ, nu sunt inteligenți. Sunt aceleași minciuni ale satanei care le spune de la începutul vremilor. Ca atare, noi avem răspunsuri în Sfintele Scripturi la orice alterare, la orice sucire, la orice minciună a satanei, inclusiv prin aceste mișcări noi care noi considerăm că n-au mai fost văzute pe fața Pământului. În această seară vrem, cum am zis, să privim la o teologie biblică a genului, a sexului, să vedem ce înseamnă în categoriile biblice a fi bărbat și a fi femeie, sau mai bine spus, dacă acestea sunt categorii corecte. Da? Pentru că în ziua de astăzi se atacă însăși premiza că există așa ceva ca și un gen obiectiv binar, adică bărbat și femeie. Ei vin și spun, pe stai un pic, astea le-ați inventat voi. Răspunsul nostru nu poate fi, cum din păcate am auzit
vehiculându-se în ziua de astăzi, inclusiv de cei de la Coaliția pentru Familie, care cred că sunt bine intenționați, răspunsuri de genul: de când e lumea așa stau lucrurile? Păi bunicii noștri și străbunicii noștri au fost bărbați și femeie și s-au căsătorit. Coaliția antifamilie și cei LGBT o să zicem, bun, dar până nu ne interesează asta. Până nu ne interesează dacă obiectiv există un standard. Că tu zici că ăsta e scopul și așa a făcut și bunicul și așa să facă prunci și să înmulțească și așa a fost de când e lumea, egal cu zero. Eu nu vreau prunci, eu nu-s bunicul tău, eu vreau să fac ce vreau eu. De ce nu pot să fac asta? Nu există libertate? Singurul răspuns obiectiv, corect, care un creștin îl poate da la aceste întrebări, nu este că așa e de când știu eu, nu este că în România noi întotdeauna așa am făcut, nu este că asta e tradiția noastră, nu este nici măcar că știința ne arată lucrul acesta. Dacă spui, de exemplu, unui promotor al mișcării LGBT, păi uite, nu vă învață și natura că pentru procreere e nevoie de un bărbat și o femeie? Și ce spune? Păi tu n-ai învățat despre reproducerea asexuală? Tu n-ai învățat că și în natură sunt animale homosexuale? Tu n-ai învățat că sunt tot felul de chestii? Și toți stai cu... Bă, dar n-am învățat. Nici la biologie, nici la biserică, nicăieri n-am învățat. Și te închide. Și te închide. Pentru că standardul lui Dumnezeu pentru om nu este nici măcar biologia lumii acesteia care este sub blestemul păcatului, nu este știința lumii acesteia, nu este politica, nu este nimic altceva decât planul revelat al lui Dumnezeu. Singurul răspuns care biserica trebuie să-l dea este acesta. Există doar bărbați și doar femeie, pentru că Scriptura spune că la început Dumnezeu l-a creat pe om și l-a creat bărbat și femeie, punct. Păi da, eu nu sunt de acord cu asta. Nu contează cu ce ești de acord tu. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Noi nu suntem chemați ca să cochetăm cu tot felul de teorii și încercăm să fim mai dibaci decât acei oameni din lume care se cred foarte inteligenți. Biserica este chemată să proclame cuvântul lui Dumnezeu, standardul lui Dumnezeu, fără a da înapoi oricare ar fi consecințele. Suntem chemați să fim o voce profetică într-o lume care este din ce în ce mai întunecată. Asta este chemarea noastră. Nu să încercăm să fim mai șmecheri decât ei, cu mai multe argumente decât ei. De aceea, în acest ciclu, deși vom face referire la aceste sfere, a biologiei, a altor științe, în mod ultim, autoritatea noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, da? Călătoria noastră prin Scriptură, ca să construim o teologie biblică, vom încerca să mergem prin tot narativul Scripturii și să vedem că acest standard, acest tipar, este pretutindeni, este un standard care transcende absolut orice mediu, orice cultură, orice timp, este intenția lui Dumnezeu de la creație și pentru totdeauna și ca atare nu poate suferi nicio schimbare, nicio alterare. Asta este intenția lui Dumnezeu de la început și asta va fi rezultatul la final și între trebuie să fie păstrat la fel. Ca atare, vom privi la aceste patru faze ale narativului, care le cunoașteți foarte bine. Sunt aceleași patru faze care le-am studiat atunci când ne-am uitat la narativul Evangheliei, și anume creația, căderea în păcat, crucea sau răscumpărarea omului din păcat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, și consumarea sau glorificarea, sfârșitul tuturor lucrurilor. Și vom privi la aceste secvențe într-un fel foarte fugitiv și o să vedem. Acum lentila noastră, binocul nostru, microscopul nostru este setat să vedem ce spune Biblia despre genuri, despre sexuri, despre bărbați și femeie în aceste patru tablouri care le prezintă în narativul mare, în metanarativul Scripturii. Da? Nu ne interesează așa de mult celelalte detalii, ne interesează acest detaliu și să vedem dacă Biblia este consecventă și dacă putem ca să construim o teologie biblică pe această problemă. Deschideți cu mine la Geneza, capitolul 1. Trebuie să începem cu începutul. Și vedem în Geneza, capitolul 1, că la un moment dat Dumnezeu creează om. Da? Îl creează pe om. La versetul 26, la versetul 31, ni se descrie această scenă. Atunci Dumnezeu a zis să facem om după chipul
nostru, după asemănarea noastră. Aș sublinua doar o paranteză aici, pentru cei care zic, unde e doctrina Trinității în Scriptură? Geneza capitolul 1, da? Încă din Geneza capitolul 1 vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu care există, descris ca și chipul nostru, după asemănarea noastră, da? Nu este singular aici, deși Dumnezeu este unul. Taina Trinității este prezentă încă din primul capitol, da? Ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate animalele mici care mișună pe pământ. Astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu, l-a creat bărbat și femeie i-a creat. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care mișună pe pământ. Apoi Dumnezeu a zis, v-am dat toate plantele care fac sămânță și care se află pe tot pământul și toți pomii care fac fructe cu sămânță în ele ca să le aveți pentru hrană. Tuturor animalelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor animalelor mici care mișnă pe pământ, care au suflare de viață în ele, le-am dat ca hrană toate plantele verzi. Și așa a și fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau foarte bune. A fost o seară și a fost o dimineață, ziua 6, Geneza 1, 26 la 31. Câteva observații. Identitatea sexuală binară, bărbat și femeie, la concluzia actului de a crea bărbat și femeie, Dumnezeu o descrie ca și fiind bună. Dumnezeu se uită la tot ceea ce a creat și se uită la apogeul creației Lui, la cel mai frumos, cel mai minunat lucru care l-a creat, cu care a coronat creația, se uită la om creat bărbat și femeie și spune că este bun lucrul acesta. Este pe placul lui Dumnezeu. Este intenția lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau foarte bune. Asta imediat după ce ni se spune bărbat și femeie i-a creat. Altfel spus, identitatea aceasta binară a sexului, a genului, cu toate implicațiile care decurg din ea, este ceva bun. Este ceva rânduit de Dumnezeu, planificat de Dumnezeu. Dacă astăzi ni se pare cum era cartea aceea că femeile sunt de pe Marte și bărbații din alt univers sau invers, asta este problema noastră, nu este problema lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat bărbați și femei și ăsta este un lucru bun. Și diferențele între bărbați și femei sunt lucruri după voia lui Dumnezeu. Acolo unde aceste diferențe intră în conflict, acolo unde generează dificultăți, problema nu este planul lui Dumnezeu. Problema nu este designul lui Dumnezeu. Problema suntem noi care alterăm designul lui Dumnezeu. Care lăsăm ștacheta jos și schimbăm standardele lui Dumnezeu cu standardele noastre. Da? Identitatea aceasta care Dumnezeu ne-a dat-o este ceva bun. Da? Distincția genului, altă observație, distincția genului, sexului, nu alterează în niciun fel egalitatea între cei doi. Despre amândoi, despre bărbat și despre femeie, spune în felul următor. Atunci Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Adevărul fundamental de la care trebuie să pornim în teologia noastră biblică pe acest subiect este că toți oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Implicațiile acestui adevăr, simplu dar fundamental, sunt absolut transformative. Transformative pentru relațiile dintre bărbat și femeie, transformative pentru relațiile dintre rase, maltratarea în unele societăți, inclusiv în cea românească, unde rata de abuz domestic este nedocumentată, că pentru ei este prea mare. Și dacă vine poliția la ușă, de multe ori nu face absolut nimic. Unde violul, în anumite părți ale țării noastre, din nou, nici nu se poate documenta.
și așa mai departe, pornește de la o neînțelegere că în ochii lui Dumnezeu avem valori egale. Subjugarea femeilor de-a lungul istoriei pornește de la neînțelegerea lucrului acesta. Din punct de vedere de valoare, din punct de vedere de ființă, din punct de vedere de esență, femeia și bărbatul sunt creați în chipul și asemănarea lui Dumnezeu și au aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Căderea în păcat a fost așa de drastică încât nici acum n-am înțeles acest aspect. Nici acum în cele mai multe societăți nu există egalitate de valoare. Nu vorbim de funcții și așa mai departe. Sunt dezinteresat de ideea de egalitate de funcție. Eram la un moment dat, cred că în București, vedeam în IKEA că ei făceau reclamă că ei în corporația lor au un număr egal de directori, femei și bărbați. La care eu am stat și am zis, băi, dar ceva nu-i bine, că dacă ăsta e scopul lor, sunt mai multe femei pe planeta asta decât bărbați. Ar trebui să fie mai multe femei decât bărbați directori, nu egal. Și ei să dădeau marcă, au un număr egal. Scopul nu e ăsta, ca să ajungem ca în toate firmele să avem egal directori, femei și bărbați. Scopul este ca să ne respectăm reciproc, înțelegând că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și asta merge pentru orice om. Fie el femeie, fie el bărbat, fie el de o rasă sau de o altă rasă, fie el de un anumit status social sau de un status social mai jos. Noi în România avem o mare problemă cu rasismul. O mare problemă cu rasismul. A, țiganii nu știu cum, ungurii nu știu cum, numai noi suntem buni. Dumnezeu nu permite ca tu, ca și om, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să te uiți la un alt om și să-l consideri mai prejos ca tine. Pentru că acel om este și el creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ca atare, este fundamental de înțeles aceste două lucruri din acest pasaj. Primul este că distinția aceasta a fost intenționată de Dumnezeu, distinția aceasta a fost planificată de Dumnezeu, distinția aceasta este considerată bună de Dumnezeu, iar al doilea, că această distinție nu alterează cu absolut nimic egalitatea de valoare între cei doi. Femeia și bărbatul sunt absolut egali în ochii lui Dumnezeu. Absolut egali. Narativul nostru continuă și ajungem în Geneza capitolul 2. Deschideți cu mine la Geneza capitolul 2. La versetul 15 vedem acest pasaj în care la un moment dat apare pe scenă și Eva. Înainte ca să apară pe scenă Eva, Dumnezeu clarifică mai bine rolul lui Adam și la un moment dat se vede necesar pentru Adam să aibă un ajutor și să nu fie singur. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam, poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci. Pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Apoi Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca Adam să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit. Astfel Domnul Dumnezeu a modelat din țărână toate animalele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la Adam ca să vadă ce nume le va da. Și numele pe care Adam le-a dat fiecărui viețuitoare, acela a rămas. Le-a dat nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Însă pentru el nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Așa că Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, iar acesta a dormit. Atunci Domnul a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la locul ei. Și din coastă pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o lui Adam. Atunci Adam a exclamat, în sfârșit, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din bărbat. De aceea, bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar ei vor deveni un singur trup. Omul și soția lui erau goi, dar nu le era rușine. Geneza 1 și 2 este temelia învățăturii noastre despre sex, despre genuri. Geneza 1 și 2 nu doar că reprezintă
cea mai veche învățătură biblică, dar este absolut clar și evident din dovezile biblice, din dovezile intercanonice, că este acontextual. Adică că ea transcende orice timp, orice context și că planul acesta lui Dumnezeu n-a fost doar pentru grădina Edenului, n-a fost doar pentru primele sute de ani, n-a fost doar pentru primii 2000 de ani, ci că de-a lungul timpului, de la început și până în veșnicie, planul lui Dumnezeu este ca să fie femeie și bărbat. Asta este designul lui Dumnezeu care Biblia ni-l prezintă. Cum știm acest lucru? Cum știm că Dumnezeu n-a avut un mod de lucrare în grădina Edenului, dar după aia a zis, știți ce, nu este permanent. De exemplu, vedem în Scriptură că anumite lucruri în Scriptură, anumite structuri ale societății și așa mai departe, au fost îngăduințe ale lui Dumnezeu pentru un timp. S-ar putea face un atac la acest principiu spunând, este o chestie contextuală, este o chestie culturală. Poate că într-un anumit timp sau într-o anumită cultură lucrurile acestea au fost adevărate, dar astăzi noi am evoluat dincolo de aceste concepte. Și Biblia nu pretinde ca în orice timp, în orice cultură, ca aceste lucruri să fie adevărate. Cum știm că intenția Scripturii este că acest proiect, definit în Geneza capitolul 1 și 2, este unul care transcende orice context. Câteva dovezi, dar cea mai mare dovadă pentru noi este folosirea textului nostru în Noul Testament, de autorii Noului Testament și de Domnul Iisus. Atunci când autorii Noului Testament discută despre problema căsătoriei, atunci când Domnul Iisus este atacat pe această problemă, ei se duc la Geneza 1 și 2 ca să argumenteze pentru planul lui Dumnezeu și arătând că ăsta este planul veșnic al lui Dumnezeu. De la creație până în veșnicie, Dumnezeu a intenționat aceste lucruri, aceste realități să fie parte bărbătească și parte femeiască. Citiți acasă, pentru că timpul deja zboară, Matei 19, Marcu capitolul 10 și Efeseni 5 și veți vedea felul în care folosim Geneza capitolul 1 și Geneza capitolul 2, Noul Testament argumentează pentru aceste adevăruri. În limbajul teologic, acest fel de argumentare este numit un apel la ordinea creației sau un apel la creații. Când Apostolul Pavel vine și argumentează pentru anumite standarde în căsătorie, el nu vine și zice cum v-am spus mai înainte sau doar cum am citit undeva în Vechiul Testament. El merge direct în Geneza și spune de la început. Ăsta este planul lui Dumnezeu. De la început, distințiile acestea au fost trasate. De asemenea, Domnul Iisus face același lucru. Foarte rapid, acum haideți să facem o analiză a textului nostru din Geneza capitolul 2 și să remarcăm câteva lucruri. Primul lucru care trebuie să-l remarcăm este că Dumnezeu a creat pe Adam și l-a pus în grădina Edenului înainte să o creeze pe Eva. Ca atare, deși amândoi sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, deși amândoi sunt egali în valoare în ochii lui Dumnezeu, există cel puțin o distinție în ordinea în care au fost creați. Ca atare, există din start o distinție. Al doilea rând, Dumnezeu i-a dat omului, adică bărbatului, autoritatea de a numi animalele. I se arată clar o poziție de autoritate peste domeniul în care l-a pus Dumnezeu. Pe când vine Eva, animalele sunt toate denumite. Regulile în grădina Edenului sunt deja setate. Legile sunt inscripționate, votate. Eva intră deja într-un contract social gata, gândit de Adam. 3. Dumnezeu a creat-o pe femeie din coasta bărbatului. Arătând legătura strânsă față de bărbat, dar arătând clar și subordonarea ei față de bărbat. Ea este un ajutor potrivit care provine din bărbat. 4. Bărbatul îi dă numele femeii. Dumnezeu putea să-i dea numele. Dar inclusiv femeia își primește numele de la bărbat, pentru că Dumnezeu a dat domeniul acesta de autoritate bărbatului și pentru că femeia, din punctul acesta de vedere, se află sub sfera bărbatului de autoritate. 5. Dumnezeu conferă următoarele responsabilități, următoarele roluri lui Adam și doar lui Adam.
Spune în felul următor. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden ca să o lucreze și să o păzească. Acum eu sunt convins că Eva n-a stat trântă la plajă toată ziua și n-a făcut absolut nimic. Dacă Adam zicea, uite, draga mea, mă duc să culeg niște fructe care cresc în mod natural și eu nu trebuie să fac nimic, este doar har de la Domnul. Ea zicea, dragă, stai că vin și eu cu tine ca să culeg și eu niște fructe. Sunt convins de asta. Ea nu stătea la plajă și el mi-era la săpat de cartofi. Da? Foarte clar. Dar rolul, responsabilitatea de a îngriji grădina, de a păzi grădina, era a lui. El răspundea înaintea lui Dumnezeu pentru această responsabilitate. Chiar dacă ajutorul lui potrivit îl ajuta. Da? La fel este în viață. În familie, mama și tata sunt autoritatea, ei sunt responsabili. Dacă ei au delegații lor copiii și le-au, uite, tu faci patul, tu faci aia, la final de zi, pentru bunul mers al casei, al familiei, responsabil este tata și mama. Da? Într-o firmă este la fel, într-o societate este la fel. Înțelegem că există cineva care are autoritatea. Și acela s-ar putea să delege din responsabilități, dar autoritatea și responsabilitatea rămân cu acel cineva. 6. Dumnezeu a creat-o pe femeie ca să fie și să specifice în mod explicit un ajutor potrivit. Un ajutor potrivit pentru bărbat. Femeia este un derivat din bărbat. În limba ebraică lucrul acesta este cât se poate de clar și de aceea când citim în limba română, i-a pus numele femeie pentru că ea a ieșit din bărbat. Zicem, ce legătură are asta? Nu înțeleg. Cum sunt legate? Că nici nu sună la fel. În limba ebraică ele sună la fel. Femeie este Isha și bărbat este Ish. Ca tare, când un evreu ar fi citit textul acesta, ar spune, aha! Asta a zis Adam, îi voi pune numele Isha, a exclamat Isha, de ce? Pentru că a ieșit din el. În limba română se pierde acest aspect, la fel cum se pierde că numele lui Adam este un derivat din pământ, folosind aproape același cuvânt, doar într-o formă puțin diferită pentru pământ și Adam. Paralelul este explicit. Adam este făcut din pământ și are numele după ceea ce, de unde provine și femeia este făcut din bărbat și are numele după bărbatul din care provine. Pământul este sub autoritatea lui Adam, femeia este sub autoritatea lui Adam. Care sunt implicările? În Geneza 1, omul, da, omul adică și bărbatul și femeia, ne este arătat ca și fiind creat egal, dar distinct. Egal, dar distinct. Vedem că li se dă un mandat comun, împreună, și anume, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-vă. Ăsta este mandatul dat femeii și bărbatului împreună. Important de înțeles lucrul acesta, că acest mandat nu poate fi împlinit de unul singur. Nu poți ca să fii roditor și nu te poți în niciun caz ca să te înmulțești și să ai o viață binecuvântată decât acolo unde este femeie, acolo unde este bărbat, acolo unde sunt una după planul lui Dumnezeu. Ideea asta în ziua de astăzi, se spune mai ales la tineri, măi, mai așteaptă un pic, nu te căsători așa de tânăr, fă un pic de avere, cumpără-ți o casă, cumpără-ți... Băieți! Bune-ți băieți, unul, doi aici, da? Nu veți realiza nimic substanțial până când n-aveți femeie, să fie foarte clar. Nimic! N-aveți cum realiza nimic de valoare până când aveți femeie. Pentru că Biblia spune că planul lui Dumnezeu, mandatul lui Dumnezeu pentru a fi roditor și împlinit este să fii împreună cu o femeie într-o unitate numită familia. Atunci poți să fii roditor, atunci poți să te înmulțești după planul lui Dumnezeu, atunci poți ca să ai o viață împlinită și să împlinești mandatul, scopul care ți l-a dat Dumnezeu. Vedem că acest mandat nu poate fi împlinit decât atunci când cei doi își îndeplinesc rolurile lor, care sunt distincte, lăsate de Dumnezeu, dar ambele roluri necesare. Ambele roluri necesare, da? Adam are rolul descris în Geneza capitolul 2 de a lucra și de a păzi, dar n-are cum să îndeplinească tot scopul lui
De exemplu, n-are cum să îndeplinească înmulțirea fără Eva. De aceea la Eva îi se și dă numele acesta care înseamnă dătătoare de viață. Adam nu are cum să-și împlinească scopul în viață fără Eva. Împreună, ca și o unitate, ei pot ca să se împlinească reciproc și să împlinească scopul lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că au roluri diferite, dar au valoare egală. Ambii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar sunt roluri diferite. Geneza capitolul 1 ne arată egalitatea de valoare, de esență și ne arată că au un mandat, au un scop, un țel comun. Geneza capitolul 2 ne arată că există distinții elementare, fundamentale în existența lor, pentru ce au fost creați, de roluri, dar că totuși au un scop comun, chiar dacă au roluri diferite. Creați cu aceeași valoare, dar diferiți. Creați cu un scop, cu un suprascop comun, da? Cu un suprascop comun, cu contribuții diferite la acel scop. 2. Haideți să mergem în continuare la punctul 2 în narativul nostru, la căderea omului în păcat. Nu trebuie să mergem departe, în Geneza 3, nu durează mult utopia din grădina Edenului. Vedem că Adam și cu Eva nu ascultă de porunca lui Dumnezeu. Vedem că cad sub pedeapsa lui Dumnezeu. Vedem că Adam și cu Eva sunt blestemați și vedem că sunt specifice blestemurile care sunt rostite peste acestea. În primul rând, Adam, care am văzut venea din pământ și avea mandatul să stăpânească pământul și să îl lucreze, primește următorul blestem. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de soția ta. Apropo, de ce era așa de mare problemă că el asculta de soția lui? De exemplu, dacă soția ta zice, dragă, n-ai vrea astăzi să mergem la o plimbare prin parc? Și tu ai zice, scrie în Scriptură că dacă asculți de soția ta, ești blestemat. Ai fi un eretic. Problema aici era că, în acest caz, înainte ca să vină Eva pe scenă, da, lui Adam i s-a conferat o autoritate. Și lui Adam i s-a spus, ca și cap de familie, care este voia lui Dumnezeu. Problema nu era ascultarea de Eva, în sensul că Eva zicea, dragă, nu vrei să mâncăm portocale de mic dejun? Și zicea, nu, mâncăm struguri. Da? Nu asta era problema. Problema era că Adam, ca și cap de familie, da? Ca și cap de familie, ca și autoritate peste familia lui, avea rolul de a impune legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul în care Adam nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și ascultă de soția lui, este o problemă. Și aici mulți cădem în capcana asta. Din dragoste pentru femei, din dragoste pentru familie, din dragoste pentru foarte multe lucruri și sub falsă această premiză, nu ascultăm de Dumnezeu. Și ascultăm de soțiile noastre, și ascultăm de colegii noștri, și ascultăm de copiii noștri și așa mai departe, de neamurile noastre. Atunci este o mare, mare problemă. În momentul în care suntem ascultători de altcineva mai mult decât de Dumnezeu. Nu contează dacă acea persoană este soția noastră, fratele nostru, păstorul nostru. În momentul în care încălcăm cuvântul lui Dumnezeu să ascultăm de vreun om, am răsturnat toată rânduiala care Dumnezeu a lăsat-o. În acest caz, rânduiala era că Adam era capul. El era responsabil ca să impună voia lui Dumnezeu. Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci, blestemat este pământul din cauza ta. Cu trudă îți vei lua hrana din el toată viața ta. Spin și mărăcini îți va da, iar tu vei mânca din plantele câmpului. Cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea, până când te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Vedem că blestemul asupra lui corespunde cu identitatea lui. Eva, care avea rolul să fie un ajutor potrivit, mai ales pentru a împlini porunca de înmulțire, îi se dă acest blestem. Femeia i-a zis, îți voi mări sau îți voi înmulți. Da?
Îți voi înmulți durerele nașterii, în durere vei naște copiii, dorința ta va fi pentru soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Am vrea să citim felul următor ca să fie mai lucid, mai clar pentru noi. Îți voi înmulți durerele înmulțirii. Vei avea durere în înmulțire, da? Asta este pedeapsa. Porunca este înmulțește-te, care era ușor înainte de cădere. Era foarte simplu, nu trebuia spital, nu trebuia perfuzii și așa mai departe. Cu siguranță ar fi fost foarte simplu. Dumnezeu ar fi făcut totul să decurgă foarte, foarte ușor. Și pedeapsa este corespunzătoare cu rolul ei. Rolul ei este ca să fie dătătoare de viață, să fie un instrument pentru înmulțire, pentru zidirea familiei. Și acum aceasta va fi foarte, foarte dificil pentru ea. Eu nu pot să atest cât de dificil decât ca și un spectator. Și ca și spectator vă spun că mi s-a părut foarte dificil. Rețin când eram în sala de operație, asistentul care era acolo a văzut că-s gata să leșin în orice moment și a început să mă întrebe despre tot felul de lucruri. Aveam un aparat foto, m-a întrebat despre el, câți megapixel, nu știu ce, nu știu cum. Mi-am dat seama după că toată discuția era de fapt ca eu să nu leșin. Asta era scopul. Eu spuneam, băi, dacă pic ăsta aici, dita mai omul ăsta, nu știu cum îl scoatem de aici. Să nu cumva să leșine ăsta aici. Ca tare, când ne uităm la suferințele acestea prin care trec femeile în ziua de astăzi, înțelegem că este un mesaj de la Dumnezeu ca până la sfârșitul timpului să se înțeleagă că există o consecință, există o consecință pentru încălcarea cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce trebuia să fie ușor, ceea ce trebuia să fie doar frumos, doar fericire, acum este fericire amestecat cu amar. Este bucurie amestecat cu durere. Observați că distincțiile sunt păstrate inclusiv în pedeapsă. Am văzut că în Geneza 1 există egalitate de valoare, am văzut că în Geneza 2 există distincție între roluri și am văzut că în Geneza 3 blestemul este egal, adică este pronunțat peste ambii, pentru că ambii au personalitate, ambii au valoare egală spirituală înaintea lui Dumnezeu, ambii au păcătuit, ambii sunt blestemați, dar blestemul este diferențiat. Fiecare, bărbat și femeie, este afectat într-un fel corespunzător datorită căderii în păcat. Pe scurt, ceea ce se întâmplă datorită neascultării față de Dumnezeu este că ordinea naturală, normală a lucrurilor este răsturnată. Și este interesant de notat că răsturnarea ordinii se petrece pentru că ordinea în sine n-a fost respectată. Satan o abordează pe Eva. Citiți cu atenție. Unde e Adam? Unde e Adam? Eva nu trebuie să-l caute pe Adam prin toată grădina. Dacă știți cu atenție, se subînțelege că Adam era acolo. Adam putea ca să intervină. Simplu fapt că șarpele merge să discute cu Eva și nu cu Adam este un atac la ordinea normală care l-a lăsat Dumnezeu. Eva avea soț. Dacă vroiai să discuți teologie, trebuia să te duci la Adam. Dacă vroiai să discuți decizii foarte mari în familie, trebuia să meargă la Adam. Să zic, hei, Adame, tu ești bărbat aici. Dumnezeu te-a pus stăpân în grădină. Eu am venit să purtăm o discuție. Ce face Satan? Satan răstoarnă această ordine și merge la femeie. Ce face Adam? Adam trebuia să meargă și să pună piciorul pe capul șarpelui și să spună, hei, eu sunt bărbat aici. Tu nu discuți cu nevastă mea când ai tu chef. Vii la mine, îmi spui ce ai de spus și dacă mi se pare ok, stăm la o discuție împreună cu soția. Dacă nu, afară. Asta trebuia să fac. Dar pentru că șarpele, adică Satan, a atacat ordinea normală, naturală, lăsată de Dumnezeu și pentru că Adam și Eva au acceptat această ordine. Eva putea să zică, ascultă șarpe, eu am bărbat. Eu nu discut chestiile astea cu tine. Când șarpe zice, oare o zis Dumnezeu? Eva trebuie să zică, măi, o zis și Dumnezeu, dar o zis și bărbatul meu. Și dacă nu vrei să ai treabă cu el, pleacă de aici. Asta trebuia să fie răspunsul ei. Pentru Eva, cuvântul lui Adam trebuia să fie sfânt, pentru că el era bărbatul ei. Ordinea aceasta a fost răsturnată, ca tare lumea noastră a fost răsturnată. Tentativa Satanei de a inversa ordinea normală a avut succes. Femeia, care are rolul de a fi un ajutor potrivit și de a fi cea prin care viața se înmulțește,
acum are corespunzător durerile nașterii înmulțite și relația necesară pentru înmulțire, adică o familie sănătoasă, soț, soție, care să fie în părtășie, în armonie, este alterată. Asta înseamnă că ea va dori pentru soțul ei. Nu înseamnă că va tânji pentru el în sensul emoțional, că va vrea să-l seducă. Înseamnă că femeia va vrea să-și stăpânească soțul. Termenul dori în limba română este vag, nu face sens. Da? În limba originală este mult mai clar. Traducerea este, ea va dori să-l stăpânească. Ea va vrea, să folosesc o imagine specială, ea va vrea să-l călărească. Da? Să fie cât poate de lucid. Și el, în schimb, o va călări pe ea. Clar. Asta este condamnarea. Refularea asta care se întâmplă în femei de multe ori, da? Împotriva autorității bărbatului. Cum să-mi spune el ce trebuie eu să fac? Cine să crede el? E drept că și noi bărbați de multe ori avem opinii despre lucruri care nu-s treaba noastră. Dragă, cum ți-ai permis tu să iei perdele fără să mă întrebi pe mine? Cum ți-ai permis tu ca să schimbi nu știu ce fără să întrebi pe mine? Nu-i treaba ta. Da? Bărbate, nu-i treaba ta. Dar femeile vor, în mod natural, să stăpânească bărbații. Și bărbații, în mod natural, vor lupta împotriva acestei stăpâniri. Pentru că rolurile normale este bărbatul nu în stăpânire, ci în autoritate peste femeie și femeia nu în subjugare, ci în ascultare din dragoste față de bărbat, cum ar trebui să fim noi față de Hristos și cum este Hristos față de noi ca și capul nostru, care este autoritatea supremă peste noi. Și nimeni care îl cunoaște pe Hristos nu o să zică, mă simt așa de subjugat, mă simt așa de apăsat, așa m-am săturat ca să ascult de ceea ce zice Hristos. Este o plăcere pentru noi să ascultăm de mirele nostru. Pentru că El ne vrea binele. Pentru că El știe ceea ce e mai bine. Pentru că El întotdeauna va face ceea ce este bine pentru noi. Bărbatul, în schimb, care are rolul de a lucra, de a proteja, de a crea cadrul necesar pentru împlinirea mandatului lui Dumnezeu, acum are munca lui foarte îngreunată. Din toate punctele de vedere, a realiza acest proiect care l-a lăsat Dumnezeu devine aproape imposibil. Fizic, munca lui este foarte grea. De aceea transpirăm atât. Bine, eu transpir pentru că mai trebuie să slăbesc un pic. Dar în general, când muncim, de aceea ne este greu. Spiritual, munca bărbatului devine foarte dificilă. Relația lui cu Dumnezeu este acum alterată. El nu mai este în prezența lui Dumnezeu. El nu mai este în comuniune desăvârșită cu Dumnezeu. Și relația lui cu soția lui, cu care trebuie să aibă un parteneriat frumos și cu care trebuie să împlinească acest proiect, este acum alterată. Narativul nostru continuă. Și ajungem la cel de-al treilea punct, care este răscumpărarea noastră în Domnul Iisus. Narativul Scripturii nu se încheie cu Adam și cu Eva și continuă spre planul lui Dumnezeu de a răscumpăra păcătoși în noul Adam, care este Iisus Hristos. Primul Adam a eșuat, primul Adam a falimentat, primul Adam ne-a plonjat în păcat și noul Adam, care este Iisus Hristos, este planul desăvârșit al lui Dumnezeu de a răscumpăra. Coloseni 1:15 îl descrie pe Domnul Iisus în felul următor. El este chipul Dumnezeului nevăzut. Interesantă frază, dacă o punem împreună cu ceea ce am citit despre ceea ce noi suntem ca și creația lui Dumnezeu. Ați considerat vreodată că Adam, ca și noi, a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Dar acum atenție! Hristos nu este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Hristos, ne spune Apostolul Pavel, este chipul Dumnezeului nevăzut. Diferența este, ăsta este chipul meu. Vedeți, fața asta este chipul meu. Carne, oasă, ăsta este chipul meu. Dacă cineva din sală astăzi ia un pix și face un desen și desenează ceva asemănător cu mine, după chipul și asemănarea mea, aia este altceva decât chipul meu. Hristos nu este o fotocopie. Hristos nu este doar ceva foarte aproape de Dumnezeu. Hristos este chipul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu încarnat, Dumnezeu întrupat. Este o distinție foarte importantă de înțeles. Noi suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El este chipul Dumnezeului nevăzut. Altfel spus, primul om, Adam,
Avea scopul să arate spre Dumnezeu, să aibă trăsături din chipul lui Dumnezeu. Să te uiți la Adam, să te uiți la oameni, te uiți la noi și zici, ok, sunt persoane, sunt diverse, au emoții și așa mai departe. Înțeleg ceva din chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În schimb, Hristos este chipul singular, unic, adică este Dumnezeu întrupat. Narativul Scripturii ne arată, conform promisiunii făcute în grădina Edenului, prin Dumnezeu, că prin femeie se va aduce pe scena istoriei soluția promisă pentru căderea omului în păcat, și anume pe Fiul Iisus Hristos. Iar toți cei ce se încred în soluția lui Dumnezeu sunt răscumpărați de sub blestemul păcatului. Asta este narativul Evangheliei. Întrebarea noastră este, care sunt implicațiile pentru relația între bărbat și femeie odată cu intrarea pe scena istoriei a Domnului Iisus Hristos? Câteva observații. 1. Tiparul Genezei, ne arată Noul Testament, este prezervat. Este prezervat. Și anume, pe de o parte, egalitatea prin creație este prezervată în Hristos. Ba mai mult, este răscumpărată. Acolo unde există femeie și bărbat credincioși, există o egalitate mai deplină decât acolo unde există bărbat și femeie necredincioși. Apostolul Pavel ne spune în Galateni 3, cu 28, nu este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat, nici femeie, pentru că voi toți sunteți una în Hristos Iisus. Pe de o parte, Biblia ne arată că planul lui Dumnezeu de a păstra esență, valoare egală între femeie și bărbat rămâne nealterat. Ba mai mult, este răscumpărat în Hristos. Acum cu adevărat putem să avem egalitate între bărbat și femeie, între angajat și angajator, între bogat și sărac, între o rasă și altă rasă. În Hristos realizăm cu adevărat că suntem una, pentru că am fost creat oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și pentru că am fost răscumpărați cu același preț. Soția ta este răscumpărată cu același sânge. Soțul tău este răscumpărat cu aceeași valoare infinită. Nu există vreo distinție între cei doi. Dar vedem tot din Noul Testament că distințiile de rol și de funcție sunt și ele prezervate, sunt și ele reținute și mai mult decât atât sunt răscumpărate. De exemplu, vedem lucrul acesta în relația personală și familială dacă ne uităm în Efeseni capitolul 5. Apostolul Pavel, același apostol Pavel, care în Galateni ne spune că nu este nici femeie, nici bărbat în Hristos, vine acum în Efeseni capitolul 5 și că nu cumva să înțelegem că acum toate sunt la fel din toate punctele de vedere, ne clarifică că relațiile distincte, rolurile distincte rămân. Soțiilor, supuneți-vă soților voștri ca Domnului. Pentru că soțul este capul soției, așa cum este Hristos capul bisericii, trupul al cărui mântuitor este El. Și așa cum biserica este supune lui Hristos, la fel și soțiile trebuie să se supună soților lor în toate. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. El s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o prin spălare cu apă, prin cuvânt, pentru a-și o înfățișa în toată slava, fără pată sau zbârcitură, sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără cusur. La fel, trebuie să-și iubească și soții soțiile, și anume ca pe trupurile lor. Cel care își iubește soția se iubește pe sine, fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și are grijă de el, așa cum face și Hristos pentru biserică. Căci noi suntem mădularea ale trupului său, carne din carnea lui și oase din oasele lui. De aceea, și mai vedem citatul din Geneza, da? El explică că lucrurile întotdeauna au fost așa și ele rămân așa. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni de soția lui, iar cei doi vor deveni un singur trup. Taina aceasta, spune apostolul Pavel, taina aceasta care a pornit în grădina Edenului, taina aceasta este mare, mă refer la Hristos și la biserică. Totuși, fiecare dintre voi trebuie să-și iubească soția ca pe sine însuși, iar soția să se teamă de bărbat sau să-și respecte soțul, dacă vreți o traducere mai modernă.
Care este mesajul? Mesajul este că egalitatea creației se păstrează și rolurile distincte se păstrează. Sau, dacă vedem în 1 Timotei 2, vedem că există distincții în rolurile care femeile și bărbații le au în biserică. De la versetul 11. O femeie să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Nu dau voie femeii să învețe sau să aibă autoritate asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. Căci Adam a fost întocmit mai întâi, din nou, apel la creație. Adam a fost întocmit mai întâi, apoi Eva. Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în neascultare. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de copii dacă rămâne în credință, în dragoste și în sfințenie alături de cumpătare. Distincții în biserică, distincții în familie, distincții în societate. Biblia păstrează distincțiile între bărbat și femeie. Acolo unde sunt biserici care inversează aceste roluri, acolo unde sunt familii care nu respectă aceste roluri, acolo unde sunt societăți care nu respectă aceste roluri, atrag asupra lor mânia lui Dumnezeu pentru că încalcă cuvântul lui Dumnezeu. Acolo unde vedem încălcarea planului lui Dumnezeu, știm că nu are cum să fie cu adevărat împlinire. Nu are cum să fie cu adevărat rodire. Nu are cum să fie cu adevărat împlinirea scopului lui Dumnezeu pentru omenire. Hristos nu spulberă distincțiile între bărbat și femeie de rol, ci aduce din nou o adevărată egalitate în jertfa Lui. Avem, frați și surori, o mântuire de obște. Suntem mântuiți prin aceeași jertfă. Iar în același timp, restaurează pentru cei ce sunt răscumpărați prin puterea Evangheliei rolurile distincte pentru bărbați și femei, în așa fel încât ei să trăiască o viață împlinită după planul lui Dumnezeu. Vrei să fii o femeie fericită? Fii o femeie după Scriptură. Vrei să fii un bărbat împlinit? Fii un bărbat după Scriptură. Ai prioritățile lui Dumnezeu pentru familia ta, pentru rolul tău în societate, pentru rolul tău în biserică. Și atunci vei fi cu adevărat împlinit sau împlinită. 4. Ultimul punct în călătoria noastră prin narativul Scripturii este consumarea sau glorificarea. Și este cumva testul final să vedem dacă categoriile acestea de sex, de identitate ca și bărbat și femeie sunt într-adevăr unele care transcend nu chiar prin generații, dar dincolo de generații. Sfârșitul narativului Scripturii este revenirea Domnului Iisus și restaurarea tuturor lucrurilor. Toți cei răscumpărați de Domnul Iisus vor locui, ne spune Scriptura, sub un cer nou, pe un pământ nou, în prezența lui Dumnezeu pentru veșnicie. Apocalipsa, capitolul 21, de la versetul 1 la 4, ne spune în felul următor. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ trecuseră și nici mare nu mai era. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Am auzit un glas puternic ieșind de la tron și spunând, iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii, El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi s-au dus. Apostolul Pavel în Romani capitolul 8 descrie lucrurile în felul următor, la versetul 19. Chiar și creația așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Întrucât creația a fost supusă de șertăciunii nu pentru că a vrut ea, ci datorită celui ce a supus-o, în nădejdea că și creația însăși va fi eliberată din sclavia degradării și adusă în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. Lumea aceasta așteaptă să fie reînnoită. Natura, oamenii, noi toți așteptăm sfârșitul în care tot ceea ce vedem în jurul nostru și știm că nu este cum trebuie să fie. Știm că natura este alterată, știm că ființa noastră este alterată, știm că relațiile dintre noi sunt alterate. Așteptăm finalul în care Hristos va reveni și va restaura totul sub un cer nou, pe un pământ nou.
Întrebarea noastră este ce se întâmplă cu distincțiile între sexe. Ce se întâmplă cu bărbat și femeie. Avem câteva indicii în Noul Testament. Pe de o parte, Domnul Iisus ne arată că anumite roluri care țin de împlinirea mandatului lăsat nouă pe acest pământ vor sista. Pentru că atunci când Hristos va reveni, va fi împlinirea tuturor lucrurilor în mod desăvârșit. La ce mă refer? Matei 22:30, când Domnul Iisus este presat pe acest subiect, Domnul Iisus răspunde și spune: căci la înviere nici nu se vor mai însura, nici nu se vor mai mărita, ci vor fi ca îngerii din cer. Ce înțelegem? Anumite roluri care acum le avem, adică rolul de soț și soție, rolul de căsătorie, rolul de a ne mulți, vor sista. Întrebarea este dacă va sista și rolul sau esența de bărbat și de femeie. De ce va sista, de exemplu, rolul de căsătorie? Ideea de soț și de soție pentru noi. Pentru că împlinirea deplină a acestui rol va fi în mireasa și mirele care este Biserica și Hristos. Nu va mai fi nevoie ca eu cu soția mea să reprezint această mare taină. Pentru că taina va fi vizibilă. Toată lumea, noi toți vom privi peste acea mare gloată răscumpărată de mirele nostru. Și vom spune, noi suntem mireasa lui Hristos. Și vom privi spre mirele nostru. Și vom realiza și vom cânta toată veșnicia că El s-a căsătorit cu mireasa Lui pe cruce când ne-a răscumpărat prin jertfa Lui. Ca tare, reprezentarea asta mică, care noi o facem acum prin relația noastră de căsătorie, nu mai va fi necesară. Ea va fi împlinită, taina va fi descoperită. Dar întrebarea rămâne, ce se întâmplă cu distinția între bărbat și femeie? Va dispărea și ea? Răspunsul cred că este nu. Distincțiile de gen între bărbat și femeie vor fi prezente chiar și în noua creație. De ce sunt convins de aceasta? Mai multe motive, 3 sau 4. Primul, noua creație este o restaurare a lucrurilor. Nu este o reinvenție a lucrurilor, cât o restaurare a lucrurilor cum ar trebui să fie. Dacă Dumnezeu a găsit de bine să ne creeze bărbat și femeie în grădina Edenului, nu există în Scriptură niciun indiciu că această decizie, acest plan care Dumnezeu a zis că este bun, s-ar schimba. Al doilea rând, Apostolul Pavel ne învață în 1 Corinteni, capitolul 15, că există o continuitate între trupurile de acum și cele cerești. Adică, într-un cuvânt, ne vom recunoaște în ceruri. Când vom sta față în față glorificați, ne vom întâlni unii cu alții și o să zicem: frate Ciprian, ce mă bucur să te văd aici! Ce mă bucur că ești aici! De ce? Pentru că o să-l recunosc pe fratele Ciprian și el mă va recunoaște pe mine. O să zică fratele Ciprian: frate Mihai, frate păstor, ce mă bucur că ești și tu aici! Aveam dubii, da? De obicei, oile au dubii despre păstori. Ce sfelt ești în trupul ăsta glorificat. Da, frate Ciprian, uite, da, mă recunoști, nu-i așa? Da, te recunosc și eu pe tine. De ce? Pentru că Biblia ne arată că există o continuitate. Apostolul Pavel face o comparație între sămânța și rodul în 1 Corinteni 15. El zice că noi acum suntem cumva sămânța și suntem acum este începutul. Când vom fi glorificați, vom vedea rezultatul. Dar sămânța are un rezultat specific. Îl recunoști. Sămânța de grâu dă grâu. Sămânța de copac de măr dă măr și așa mai departe. Eu voi fi Mihai și voi veți fi dumneavoastră. Altfel spus, ce vom fi dincolo va fi dintr-o altă esență, dintr-o esență duhovnicească, dintr-o esență dumnezeiască, dar tot noi vom fi. Tot noi vom fi, nu vom fi alții. Și ultimul argument, care cred că este cel mai convingător. În 1 Ioan 3:2 se spune în felul următor: prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu. Și ce vom fi n-a fost arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, adică Hristos, vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ce ne descoperă pentru noi asta? Simplu. Cel mai bun indiciu despre ceea ce vom fi atunci când vom fi glorificați este ceea ce Hristos este după moartea și învierea sa când a fost glorificat. Cum era trupul Domnului Iisus Hristos după ce a fost glorificat? Avea alte caracteristici, cu adevărat. Dar era Domnul nostru Iisus Hristos.
Ucenicii au probat acest lucru. L-au recunoscut, l-au văzut, l-au pipăit. Ca tare, avem toate motivele bazate pe Sfintele Scripturi să înțelegem că deși anumite funcții ale noastre, roluri ale noastre care vor fi deja împlinite în veșnicie nu mai rămân, cum ar fi căsătoria, identitatea noastră, ca și bărbat și ca și femeie, va transcende chiar și pământul acesta și va merge cu noi pe noul pământ sub noul cer. În concluzie, fiecare dintre noi trebuie să plecăm de aici convinși din Sfânta Scriptură că suntem ceea ce am fost creați să fim. Dacă ești bărbat, fii convins că ai fost creat să fii bărbat cu anumite responsabilități, cu anumite caracteristici, cu un anumit mandat. Fii bărbat după Scriptură. Dacă ești femeie, recunoaște că ai și tu anumite roluri, anumite responsabilități. Trebuie să plecăm convinși că suntem egali ca și esență, ca și valoare. Suntem creați egali după chipul și asemenea lui Dumnezeu, dar distinți ca și roluri. Nu trebuie să ne fie rușine de asta, nu trebuie să ne fie groază de asta, ci trebuie să îmbrățișăm planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Al doilea rând, da, fiecare dintre noi este ceea ce am fost creat să fim, dar în același timp niciunul dintre noi nu este ceea ce ar trebui ca să fim. De ce? Datorită păcatului. Firea noastră păcătoasă, lumea aceasta decăzută în care ne aflăm, alterează tot ceea ce ar trebui să fim ca și bărbați și ca și femei în Domnul. Ce ar trebui ca să realizăm spre împlinirea mandatului dat nouă de Dumnezeu. Singura noastră speranță, ca și bărbați și femei, care căutăm să trăim după Scriptură, care căutăm să împlinim mandatul nostru, singura noastră speranță este să privim cu credință spre Hristos, spre noul Adam și să trăim prin credință, gustând prin puterea Duhului Sfânt, puțin din răscumpărarea finală care ne așteaptă, și anume vieți transformate prin puterea Evangheliei. Să gustăm acum ceea ce înseamnă egalitatea în Hristos. Să gustăm acum ceea ce înseamnă dragostea adevărată. Să gustăm acum ceea ce înseamnă autoritatea care conduce, nu subjugă. Autoritatea care iubește și slujește. Să cunoaștem acum ca și soții ce înseamnă să fim supuși de bunăvoie și în dragoste. Pentru că asta va fi realitatea când vom trece dincolo. Noi vom fi mireasa, El va fi mirele. Noi vom fi cei răscumpărați, El va fi răscumpărătorul. El va fi în autoritate peste noi, noi vom fi în ascultare de El și ne vom bucura de acest lucru pentru eternitate. Planul lui Dumnezeu pentru noi cei răscumpărați în Domnul Iisus Hristos este să gustăm un pic din acea realitate acum, înțelegând că suntem după planul lui bărbați și femei și că avem mandatul acesta de a trăi după cuvântul lui Dumnezeu ca și bărbați și femei. Amin.